Este deja luna martie, propice demarării mult așteptatelor lucrări la aeroportul Baia Mare, dar muncitorii firmei desemnate să se ocupe de extinderea obiectivului de pe Dura șomează. Asta, deși o parte dintre materiale au fost achiziționate, iar câteva utilaje deja au fost campate în zona de protecție a aeroportului. Directorul de la Tăuții, Măghereuș, afirmă că sunt două motive importante pentru care încă nu se lucrează. Nu există deocamdată aviz autorității aeronautice pe proiectul tehnic, deoarece ni s-a solicitat nouă și altor aeroporturi să introducem anumite lucrări pentru creșterea siguranței în trafic și noi, odată cu această investiție, vrem să facem, să realizăm și aceste lucrări și al doilea motiv pentru care nu s-a început în forță lucrările este faptul că nu s-a emis încă de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ordinul de ministru pentru scoaterea din fondul forestier a suprafeței de 3 hectare de pădure din imediata vecinătate a aeroportului, întrucât, așa cum știți și dumneavoastră, în urma lucrărilor trebuie să mutăm gardul cu 22 de metri și pădurea încă de 5 ani de zile era considerat un obstacol în procedurile de aterizare și decolare. După cum s-au grăbit autoritățile din Maramureș și după numeroasele demersuri care au fost făcute, chiar s-a crezut că lucrările se vor încheia până la vară. Până în momentul de față, toate etapele premergătoare execuției propriu-zise au fost realizate, s-a identificat topografic, s-au făcut prospecțiunile geologice, s-au făcut probele de laborator pentru materialele care urmează a fi folosite pentru realizarea acestei lucrări, s-a jalonat noul traseu al drumului comunal spre Buzânta Mare, devierea râului Băița, s-au achiziționat niște materiale. Deocamdată lucrările sunt suspendate, conform legii, până ce avem avizul pe proiectul tehnic și ordinul de scoatere din fondul forestier. Dorin Buda declară că trei aeroporturi din țară sunt în aceeași situație. Este vorba de cel din Satu Mare, cel din Tulcea și cel din Craiova. Rămâne de văzut ce vor aduce următoarele două săptămâni, interval de timp în care se așteaptă vești de la autoritățile centrale.